Această rubrică este prezentată de Sanador. La 29 octombrie este marcată în fiecare an Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral. Este o oportunitate de a crește gradul de conștientizare a gravității și a ratelor ridicate de AVC la nivel mondial. Este deosebit de important să recunoaștem semnele unui accident vascular. Accidentul vascular cerebral este o patologie de urgență. E bine să știm despre semnele și simptomele care pot apărea și care pot sugera un accident vascular cerebral, și astea sunt cefalea, adică durerea de cap, tulburările senzitive, sensibilitatea cutanată, tactilă, proprioceptivă, de asemenea tulburările motilității extrem de importante, care sunt de obicei localizate pe o parte a corpului în funcție de localizarea leziunii accidentului vascular cerebral, adică imposibilitatea de a mișca o mână sau de a mișca o mână și un picior de aceeași parte. De asemenea, pot apărea tulburări de vorbire, imposibilitatea de a articula cuvinte, pot apărea tulburări de vedere. Pacienții relatează de multe ori faptul că nu mai văd cu un ochi sau chiar cu amândoi. În funcție de localizarea accidentului vascular cerebral, în funcție de tipul accidentului vascular cerebral, semnele și simptomele pot varia de la ușoare, doar niște semne sau simptome nespecifice, cum ar fi durerea de cap, greața, vărsătura, dar pot ajunge la agravarea stării generale a pacientului, la tulburarea sau chiar pierderea stării de conștiință, adică ceea ce numim comă. Uneori, în funcție de întinderea și de tipul accidentului vascular cerebral, pot apărea tulburări de ritm cardiac și chiar stop cardiac. Clasificarea accidentelor vasculare cerebrale, trebuie spus că ele se împart în accidente vasculare cerebrale prin obstrucția unui vas, a unei artere în speță, și atunci accidentele vasculare cerebrale sunt numite ischemice. Iar a doua variantă posibilă este prin efracția unui vas de sânge, și atunci aceste accidente vasculare cerebrale se numesc hemoragice. Prognosticul celor două tipuri de accidente vasculare cerebrale este diferit. Modul de abordare în urgența acestor cazuri este diferit și ar mai trebui menționat, în ceea ce privește forma de prezentare a accidentului vascular cerebral ischemic, că el poate fi tranzitor, adică semnele și simptomele care apar sunt doar pasagere, ele pot apărea brusc și pot dispărea sau se pot remite în maxim 24 de ore. O viață poate fi salvată dacă cel care suferă un AVC ajunge rapid într-o unitate de urgență. Stabilirea tipului de accident vascular cerebral este apanajul personalului medical calificat, și anume a medicului de urgență, a medicului neurolog, dar diagnosticul de certitudine se stabilește imagistic și pentru acest lucru utilizăm tomografia computerizată craniocerebrală nativă. Se poate utiliza rezonanța magnetică nucleară, în principal pentru stabilirea diagnosticului de accident vascular cerebral ischemic. În cazul accidentului vascular cerebral ischemic, este extrem de important ca pacientul să aibă acces într-o unitate sanitară în care să poată fi practicată tromboliza intravenoasă. Iar în ceea ce privește accidentul vascular cerebral hemoragic, mai ales dacă volumul hematomului intracerebral este important, trebuie să ajungă rapid acești pacienți într-o unitate sanitară cu facilități de neurochirurgie pentru eventuala intervenție chirurgicală de evacuare a unui chiac de sânge voluminos. Modalitatea de evoluție a pacienților care suferă un accident vascular cerebral este dictată de starea țesutului cerebral și de vindecarea acestuia, evident ajutată de intervenția medicală de urgență. Vindecarea se poate produce integral și recuperarea poate să fie totală, dar pentru asta trebuie intervenit de urgență în majoritatea situațiilor. Dat fiind faptul că celula nervoasă este cea mai sensibilă celulă din organismul uman la lipsa oxigenului și la lipsa irigației sanguine, trebuie spus că moartea celulei nervoase se produce în accidentul vascular cerebral în lipsa intervenției de urgență. Într-o asemenea patologie trebuie ca acțiunea să fie rapidă. În caz contrar, celula nervoasă se pierde și tulburarea funcțională va persista pe termen lung. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.